mulțumim lui Dumnezeu pentru harul pe care îl avem să stăm înaintea Lui în locul acesta și să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Foarte simplu, capitolul 2 până la versetul 10 descrie două responsabilități ale credincioșilor. Două responsabilități. Ca să aveți o privire de ansamblu asupra acestei porțiuni de text, vă prezint aceste două responsabilități. Este responsabilitatea progresului spiritual, avem responsabilitatea de a crește spiritual, și această responsabilitate este descrisă până la versetul 8. Și a doua responsabilitate este responsabilitatea proclamării sau a vestirii. Zice că am fost chemați de Dumnezeu să vestim, să vestim puterile minunate. Deci avem responsabilitatea creșterii spirituale sau progresului spiritual și responsabilitatea proclamării puterii sau virtuților lui Dumnezeu. În această dimineață, probabil că vom apuca să ne uităm doar la primele 8 versete în care ne este descrisă responsabilitatea creșterii spirituale. Responsabilitatea progresului spiritual. Această responsabilitate pe care o avem fiecare dintre noi care suntem născuți din nou, suntem parte din Biserica Domnului Iisus Hristos, ne este prezentată de Petru prin două imagini. Noi trăim într-o generația a imaginilor, a videoului, da? A tabletelor, telefoanelor. Vrem să vedem lucrurile, da? Și de foarte multe ori în Sfânta Scriptură, scriitorii folosesc sub inspirația și călăuzirea Duhului Sfânt anumite metafore sau imagini pentru a ne prezenta niște adevăruri spirituale. Îți prezintă niște imagini din viața de fiecare zi, niște imagini fizice, niște metafore cu conotații și elemente profund fizice, reale, fizice, pentru a ne arăta niște realități spirituale. Aceste două imagini sunt, după cum le observați, în acest pasaj, prima imagine este imaginea pruncilor, zice ca niște prunci. Și acum e bine, toți cei care suntem pe aici și avem prunci, că o să înțelegem foarte bine ce înseamnă creșterea spirituală. Mulți își imaginează că expresii din astea biblice sau spirituale, din care sunt foarte greu de descifrat, nu e greu de descifrat, o să vedeți ce simplu. Prima imagine pentru creșterea spirituală este imaginea pruncilor. A doua imagine este imaginea pietrelor. Pietrelor, da? Ați pus mâna vreodată pe o piatră sau cei care mai construiți, o să înțelegeți foarte bine despre ce e vorba aici, da? Și chiar surorile care și-au văzut bărbații construind sau au participat la construirea unei băi, unei case, unei bucătării de vară, ce mai știu eu, o să înțeleagă despre ce e vorba aici și numai dacă ai văzut, știi despre ce este vorba. Deci avem aceste două imagini, imaginea pruncilor și imaginea pietrelor, două imagini care sublinează o singură responsabilitate a noastră, responsabilitatea de a crește spiritual, responsabilitatea de a progresa. Ne uităm la prima metaforă sau prima imagine, imaginea pruncilor. V-ați întrebat vreodată sau v-ați găsit vreodată în situația în care ați fost nesatisfăcuți de progresul dumneavoastră spiritual? Eu cred că orice om care e pocăit cu adevărat, la un moment dat, are un fel de nemulțumire din asta sfântă. Mă, parcă nu reușești să treci de o treaptă. Întrebarea este de ce? De ce? Și altă întrebare este cum să treci de treapta aia? Cum să progresezi? Cum să crești spiritual? Și sunt câteva elemente care sunt prezentate în textul acesta, care ne arată, care completează într-un fel mecanismul acesta, dinamica aceasta de elemente care compun creșterea spirituală. Sunt mai multe lucruri care compun creșterea spirituală pe care trebuie să le punem împreună ca să existe creștere spirituală. Și vreau să subliniez acest prim element de care depinde creșterea spirituală, care este pocăința. Pocăința. Ia uitați ce spune. Versetul 1. Lepădați. Lepădarea nu înseamnă să pui deoparte un lucru. Ăsta este un lucru care s-ar putea strica și îl pun deoparte. Asta nu înseamnă lepădare. Ce înseamnă lepădarea? Lepădarea înseamnă un lucru care e periculos, care îți face rău, de care n-ai nevoie sau ți-e scârbă și îl arunci. Asta înseamnă lepădarea. Înțelegeți un element fundamental din pocăință. Pocăința nu înseamnă, Doamne, trebuie să pun paharul. Doamne, trebuie să las pornografia. Ce bucurie acolo, nepătruns. Deci nu, asta nu e pocăință.
Pocăința este o aruncare cu scârbă a unui lucru care este rău. Și știi că îți face rău. Arunci un lucru cu scârbă fiind convins că lucrul ăla nu este bun. Asta este pocăința. Dar noi trebuie să le explicăm puțin pe fratele Cornelescu aici, pentru că în versetul 1, și în anumite traduceri, și în limba originală, termenul este lepădați. Nu este în forma asta lepădați, ci este... având lepădate orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefecătorie, de pismă și de clevetire. Adică a început lucrul ăsta dinainte. Este un timp trecut, o acțiune care a început în trecut și se continuă în prezent. Eu nu mă pot considera pe mine credincios acum și am toate păcatele lumii în viața mea și zic că eu sunt credincios, mă, că-s carnal. Nu. Având, începând să lepădați lucrurile acestea din trecut, având lepădate lucrurile acestea în momentul în care ne-am întors la Dumnezeu și continuând până în prezent, având lepădate lucrurile acestea, noi creștem spiritual. Așadar, prima întrebare este dacă a fost vreun moment de pocăință în viața mea. Dacă a fost un moment în care am lepădat toate lucrurile păcătoase din viața mea. Asta e foarte important. Nu poate să existe creștere spirituală la un om care nu s-a pocăit. Deci e absurd. Este absurd. Eu am întâlnit persoane care cochetau cu creștinismul și au spus: Domnule, aș veni la voi dacă aș reuși să mă mai las de asta. Deci el creștea spiritual, dar nu se pocăise niciodată. El spune: întâi să cresc spiritual în niște domenii pe care trebuie să le rezolv și după aia mă pocăiesc. Mă, asta înseamnă pocăința. Să lași lucrurile acelea. Deci tu nu lași lucrurile acelea, el se ocupă de creșterea spirituală, dar el nu s-a pocăit în viața lui. Deci trebuie să mai rezolv problema asta, mai am niște prietenii, niște chestii și după aceea vin. Adică cresc spiritual fără Dumnezeu și după aia vin. Nu, primul pas fundamental este pocăința și există în Sfânta Scriptură suficiente dovezi pentru a arăta că nu trebuie să facem nimic altceva înainte de a veni la Dumnezeu decât să ne pocăim. Asta e primul lucru, da? Să lepădăm orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Dar mai observați, termenul acesta, lepădați, nu se referă doar la acțiune începută în trecut. O acțiune începută în trecut care continuă până astăzi, ci este și o acțiune decisivă, de renunțare decisivă la lucrurile acestea. Renunțare decisivă și totală. V-aș întreba, credeți că Dumnezeu ar valorifica și ar accepta o pocăință care e cam așa, lepădați orice răutate, orice vicleșug? Băi, eu nu prea pot să las vicleșugul. Răutate o las, că eu sunt băiat bun așa. Dar șmecheria, nu știu, bă, nu sunt sănătos. Dacă într-o zi n-am driblat pe cineva, n-am șmecherit pe cineva, măcar cu vorbă, măcar cu ceva. Un leu să trag de pe el. Un leu. Nu e vorba de bani, e vorba că asta curge prin venele mele. Nu pot, dacă nu, eu nu sunt sănătos, tată. Și nu cred că Dumnezeu chiar la inimă așa un lucru din ăsta atât de mic, nu? Crezi că Dumnezeu ar primi o pocăință din asta? Să-ți păstrezi tu anumite lucruri pe... Sau să presupunem că cineva nu are nici răutate, nu are nici vicleșug, dar îi place prefecătoria. Sau îi place invidia. Invidia, da? Nu poate dormi noaptea. Zice, măi, mie așa îmi plac nopțile astea nedormite în care mă învârt în pat până produc curent pentru tot zalăul. De ciudă că l-aș o schimbat țigla de pe casă. Nu pot, domne, dar mie să-mi iei invidia, eu nu somn. Eu să merg eu pe stradă să nu mă uit după fat. Bă, ce pantalon și-o luat aia. Bă, ce freză și-o făcut aia. Eu nu sunt sănătoasă dacă nu fac treaba asta. Mie să nu-mi iei invidia, că eu nu pot trăi fără asta. Ia-mi, Doamne, ce vrei, dar nu lua invidia. Crezi că Dumnezeu primește așa ceva? Ce pocăință e aia? Ce pocăință e aia? Pocăința înseamnă o lepădare totală, decisivă, făcută în momentul întoarcerii la Dumnezeu a tuturor păcatelor din viața noastră și prin asta nu vreau să spun că noi nu falimentăm și nu greșim și nu ne mai pocăim și după aceea, ci vreau să spun că trebuie să existe un început al lepădării cu o disponibilitate totală a sufletului de a lăsa lucrurile acelea. O disponibilitate totală a sufletului de a lepăda tot ce este necurat din viața noastră. De ce? De ce? Pentru că astea sunt lucruri care sunt ucigătoare și ne distrug viața și împiedică progresul spiritual, așa cum observăm imediat. Uitați ce spune. Lepădați orice răutate, orice vicleșug și așa mai departe și ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc. Deci eu nu pot dori laptele duhovnicesc dacă nu lepăd lucrurile acelea. Acelea sunt ca o boală care infectează sufletul meu și care ucid creșterea spirituală. Creșterea spirituală depinde de dorință. Aici, asta e esența ideii. Creșterea spirituală depinde de dorință. Un copil crește dacă vrea să mănânce. Da? Dacă vrea să mănânce, dacă are dorință să mănânce. În momentul în care nu mai dorește să mănânce din cauza unor boli sau anumitor lucruri care sunt în trupul lui și nu-s cum trebuie sau anumite perioade din viața lui, mamele mai vorbesc despre faptul că pierde din greutate. Nu se dezvoltă. De ce? Că nu mai are dorință să mănânce și nu mai mănâncă. Oricât stai după el, nu mai mănâncă. Mâncă bomboane,
Mâncă ciocolată cu biscuiți sau nu mai știu ce. Nu mănâncă, domnule. Nu mănâncă. De ce? Că nu mai are dorință, da? Nu mai are dorință pentru mâncare. E ceva în trupul lui care nu lucrează cum trebuie acolo. E ceva, o treabă, ceva virus, ceva boală, ceva care nu este cum trebuie. Așa este din punct de vedere spiritual. Păcatul este ceva care omoară setea spirituală. De ce nu progresez spiritual? Pentru că am păcat în viața mea. E foarte simplu. Mulți ar căuta niște explicații în astea foarte ezoterice și tainice pentru a explica creșterea spirituală, când la mijloc Scriptura spune: ca să dorești laptele duhovnicesc, trebuie să lepezi orice păcat. Orice! S-ar putea să nu faci păcatele mari ale lumii acestea. Și noi vorbim acum pentru credincioși, da? S-ar putea să nu fac păcatele mari ale lumii acestea. Mari ale lumii acestea, da? Dar să am o invidie în viața mea care omoară setea după cuvântul lui Dumnezeu. Să știți, ăsta e un lucru foarte important. S-ar putea să am o persoană în față de care mă port cu prefăcătorie și lucrul acesta să ucidă la propriu setea din sufletul meu pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru hrană, și să nu mai cresc spiritual. Și o să mă întreb, dar ce treabă are faptul că mă port cu ăla cu prefăcătorie sau că pe ăla îl invidiez ce treabă are faptul că sunt rău cu cineva cu faptul că nu mai doresc cuvântul? Există o conexie spirituală în toate lucrurile din viața noastră. Noi nu ne putem separa. Putem să trăi schizofrenic. Acum trăiesc în răutate, acum invidie, acum laud pe Dumnezeu, acum mă port extraordinar cu persoana asta, acum iară sunt invidios. Nu se poate așa ceva. Păcatul ucide setea spirituală. Asta este esența. Păcatul ucide setea spirituală. Prima condiție ca să crești spiritual este să continui pocăința pe care am început-o în ziua cercetării mele. Pe care am început-o în ziua în care Duhul Sfânt m-a convins și m-a atras la Tatăl. Să continui această pocăință. Să continui această pocăință. În al doilea rând, a doua condiție, nu neapărat în ordine cronologică, pentru a avea această sete spirituală care duce la creștere spirituală, este să fim născuți din nou. Auziți ce spune? Să lepădăm, al doilea lucru, versetul 2, ca niște prunci născuți de curând să doriți laptele duhovnicesc. Ca niște prunci născuți de curând. Acum, nu o să fiu foarte sugestiv și explicit, nici nu o să descriu lucrurile, că nu e cazul aici și nici mediul potrivit, dar toate mamele și toți bărbații care au participat la lucrul acesta știu despre ce este vorba, da? Când se naște copilul și îl aduce prima dată asistenta la mamă și îl conectează la sânul mamei ca să-l hrănească, ăsta dă de gust. Dă de gust, prinde gustul. Atunci e momentul în care prinzi gustul. Și după aia trage ca un sălbatic de acolo. Și nu mai dezveți după aceea de treaba asta. Da? Până când vine momentul nefericit pentru el, da? De a trece la bucate mai tari. Dar Petru folosește imagine, zice, ca niște prunci născuți de curând, ca niște prunci născuți de curând. Hai să descriem puțin imaginea asta pentru că este foarte importantă. Copilul ăsta născut de curând, dacă nu-i născut, nu dorește. El nu se hrănește cu laptele mamei, dacă nu-i născut din nou, da? Deci este complet absurd să vină cineva în adunare să se facă membru din nu știu ce motive și să fie acceptat din nu știu ce motive membru, iar să nu fie născut din nou și eu să vreau să crească spiritual. Nu are cum dacă omul nu e născut din nou. N-are ce să dorească el laptele duhovnicesc. N-are cum lucrul acesta. El trebuie să, întâi de toate, să fie născut din nou. Este fundamental lucrul acesta. Nașterea este fundamentală pentru a dori creșterea spirituală, pentru a dori mâncarea care duce la creștere spirituală. Dar ce fel de sete are copilul? Ce fel de dorință are copilul după hrană? Păi noi obișnuiam să folosim expresia asta. Dacă întârzia mama să-i dea mâncare la vreo unul din ăștia doi pruncii noștri și urla ăla ca în gură de șarpe. Ea zicea Cristina, zice, du-te să vezi, poate-l jupoaie careva. Ună de, zici că plesnește, zici că cineva trage pielea de pe el. Doar pentru simplu fapt că e foame. Nu, ați văzut pocăii din ăsta? Petru, asta e imaginea care o folosești. Bă, du-te la el, ce face? Îl iei în braț, îl scutur, îl zgât, nimic, nu-i trece. Ce vrea el? Lapte. Nu îl prostești cu nimica, el nu vrea să-l zgâlții. Nu vrea să-l pui pe picioare, nu vrea să-l ții în brață, vrea să-i dai mâncare, tată, că e foame. Asta vrea pruncul, da? Când urlă și când îi este foame. Are o sete sănătoasă. Asta îl face pe copil să se conecteze la un ritm normal cu mama și să crească. Pentru că are sete, pentru că are dorință, pentru că are foame, pentru că are foame. Ați văzut pocăiți din ăștia? Asta e imaginea care o folosește Petru. Nu este o sete. Bă, m-aș duce să beau o cafea. Nu aia-i. E foame, e sete. Auziți?
Să doriți, este un termen foarte puternic. Să doriți laptele duhovnicești și curat ca niște pruni născuți de curând. Să doriți. A zis pocăiți ăștia, spune: "Bă, fier, nu mai pot. Duminică, când vine duminică? Să mergem, să mâncăm, că suntem flămânzi." Asta e un test foarte important al nașterii din nou. Știți pocăiți ăștia? Vă uitați așa cam uimiți. Știți pocăiți din ăștia? Spune: "Mă, n-a reușit să merg, să vin vine, miercuri, vine sau când au ei adunare în timpul săptămânii să spună: "Hai să facem sâmbătă. Bă, mă duc să mă întâlnesc cu un frate, să studiem ceva de cuvânt." Eu nu mai pot, mă, eu nu pot să aștept până duminică. Uneți frate, uneți frate. Haide să discutăm ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să mă hrănesc. Asta e imaginea care o folosește Petru. Ca niște prunci născuți de curând care au o sete agresivă după mâncare, pentru că asta duce la creștere, așa să fim și noi față de cuvântul lui Dumnezeu, față de ceea ce ne aduce nouă creștere spirituală. Unde e dorința asta? 1. Ori nu există naștere din nou. 2. Ori există păcat. Astea sunt doar două variante. Atât. Ori nu e naștere din nou, de nicio culoare acolo, ori există o perioadă de trăire în păcat și asta ucide setea spirituală. Dar, domnule, când vezi adunări care ani de zile sunt compuse din oameni care niciodată n-au dorință după cuvântul lui Dumnezeu, niciodată nu au un interes pentru creștere spirituală, atunci nu există naștere din nou. Acolo nu există naștere din nou. Și Dumnezeu să ne ajute să fim ca pruncii ăștia născuți de curând. Amin. Să fim așa ca pruncii ăștia născuți de curând. Să dorim laptele duhovnicesc și curat al cuvântului. Și mi-ar plăcea să văd pe pocăiți așa, mișunând, plin de dorință agresivă, după creștere spirituală, după laptele duhovnicesc și curat al cuvântului lui Dumnezeu. Da? Pocăință, naștere din nou și apoi setea asta este importantă. Setea asta. Să doriți laptele duhovnicesc și curat. Autosuficiența, satisfacția asta continuă de sine, este sinucigașă. Este sinucigașă. Bă, nu mai am nevoie. Ce atâta cuvânt? Ce atâta... Nu mai am nevoie. Asta este sinucigaș pentru suflet. Sinucigaș. Mi-e suficient. Îs sătul, pocăiți ăștia obezi. Iară, bă, biserică. Iară studiu. Iară, păi nu știm lucrurile astea, mă. Cine trebuie nouă treburile astea? Sătui. Asta e sinucidere spirituală. Dacă ar exista viață, dar cel mai probabil că nu există viață acolo. Și vezi, nu sute, poate zeci de mii, poate milioane de oameni care se consideră creștini și care au o suficiență, autosuficiență de sine, autosuficiență. O suficiență de sine care pur și simplu demonstrează că nu au viață în ei. Nu au viață în ei, pentru că nu au site. Pentru că nu au site. Da? Creșterea spirituală depinde de această sete spirituală. Mulți zic: "Dom'le, dă-mi un program de citire a Sfintei Scripturi. Cum să fiu disciplinat?" Bă, tată, degeaba îți dau tehnici. Tu dacă nu ești născut din nou, îți dau tehnici degeaba. Te fac moralist, atâta. Te fac un moralist care se duce în iad și care citește în fiecare dimineață Biblia 5 minute. Nu ăsta e scopul. Scopul nu e ca să-ți faci program. Scopul nu este să iei un mort și să-l pui în fața Bibliei. Stă mortul în fața Bibliei 5 minute, o cobor mortul din fața Bibliei și s-o duci să-și facă treaba. Mortul spiritual mă refer. Nu ăsta e scopul. Ca să-și liniștească el conștiința că și el o citit Biblia 5 minute și o stat împărtășit cu Dumnezeu. Întrebarea este: ai sete sau nu ai sete? Că dacă ai sete, nu trebuie să-ți dea nimeni o strategie. Dimineața, din reflex, te-ai dus frigiderul. Cristina, iese ceva de mâncare. Nu trebuie să vină să mă roage până la ora 12. Bă, n-ai vrea să mănânci? Nu! M-am trezit, mă duc, beau un pahar de apă, mă duc să caut ceva de mâncare. De ce? Că mi-e foame, domnule. Îs sănătos și mi-e foame. Când nu mai mi-e foame, nu-s sănătos. E o boală în trupul meu. Sau am murit. Am murit. Asta este întrebarea. Vedeți? Setea este crucială pentru creștere și setea este o demonstrare a faptului că sunt viu. Că sunt viu din punct de vedere spiritual. Că sunt viu din punct de vedere spiritual. Și acesta este testul pentru adunările neînsetate. Și vă mărturisesc, nu vreau să fiu nici acid, nici critic. În niciun fel, dar este o întrebare fundamentală care ne ridică textul nostru la fileu. Doamne, o adunare de azi care poate să stea ani de zile fără cuvântul lui Dumnezeu și nimeni nu se tulbură acolo. Ce fel de adunare este aia? Deci dacă noi avem o adunare de oameni în care sunt oameni, spunem noi, născuți din nou, da? Sunt poporul lui Dumnezeu. Și oamenii nu sunt setați ani de zile. Nu li se dă cuvânt, domnule. Și nimeni nu zice nimica. Nimic.
îți mulțumiți cu show-urile religioase, îți mulțumiți cu programele religioase, îți mulțumiți cu ceremoniile, cu ritualurile și nimeni ani de zile nu zice nimic. Bă, tato, opriți-vă cu panorama asta, dați-ne ceva de mâncare, că murim aici. Să tragă cineva, bă, oprește, gata cu gălăgia. Dați-ne de mâncare, că cu gălăgie nu mi-e puteți răni spiritual. Am văzut oamenii ăștia, dar puțin. Am văzut oamenii ăștia, dar puțin. Și sunt zeci, poate sute de adunări în țara noastră în care nu se predică cuvântul lui Dumnezeu. Nici pervertit nu se predică. Nici pervertit. Niște discursuri rapide, moralizatoare, psihologice, nu se predică cuvântul lui Dumnezeu. Dar lucru care mă sperie nu-i numai că omul ăla nu predică cuvântul lui Dumnezeu, că-s mulți apostați care se ridică la amvoane, ci lucru care mă sperie este că oamenii din sală nu spun nimica. Alo? Deschide Biblia și dă nici nouă ceva de mâncare, că murim aici, tată. Aici e problema. Aici este un test fundamental pentru a demonstra dacă o biserică este adevărată sau apostată, la propriu. Ăsta este un test fundamental. Că, domnule, dacă n-am sete, sunt mort, am încheiat-o. Ca niște prunci născuți de curând să doriți. Nu doriți, nu sunteți prunci născuți de curând. Suntem o comunitate, un club religios care face niște ceremonii aiurea, dar nu suntem născuți din nou. Este cu totul altceva. E, bineînțeles, lucrul ăsta ar fi interpretat ca, ce știu, ca răutate. E ceva foarte grav, dar din păcate este adevărat. Așadar, pentru creștere spirituală e nevoie de pocăință, e nevoie de naștere din nou. Din naștere din nou vine setea asta spirituală, care este fundamentală pentru creșterea spirituală. Și în al patrulea rând, cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Aici spune să doriți laptele duhovnicesc și curat. Unele traduceri spun să doriți laptele duhovnicesc și curat al cuvântului. Dar termenul duhovnicesc de aici, care îl găsiți în Sfânta Scriptură de multe ori, duhovnicesc, duhovnicesc, în limba originală este pneumaticos, de la pneuma, care înseamnă vânt sau duh. Asta e cuvântul, da? Pneuma. Pneuma, duh. Pneumaticos, duhovnicesc. Însă aici nu este termenul pneumaticos, ci este cuvântul logikon. Logikon. De la ce vine logikon? Sau la noi în românește ce vine? Ce cuvânt ar fi de la logikon? Ce? Logică, nu? Și aici, cu alte cuvinte, spune să doriți laptele logic, laptele rațional, laptele mental al cuvântului. De ce? Pentru că se referă la cuvântul lui Dumnezeu, să doriți laptele logic și curat. Să doriți cuvântul lui Dumnezeu, la asta se referă pasajul din locul acesta, mai ales dacă luăm în vedere și ne aducem aminte de data trecută că la versetul 23, la versetul 25, imediat de pasajul acesta vorbește despre cuvântul Domnului, cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie, cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Tot pasajul vorbește despre cuvânt mai înainte, totul vorbește despre cuvânt. Să doriți laptele logic al cuvântului. Să vedeți ce important este lucrul acesta. Creșterea spirituală se adresează în primul rând minții noastre. Noi până să ne întoarcem la Dumnezeu trăiam sentimental. Bă, simt să fac lucrul ăsta, îl fac. Nu mai simt, nu mai fac. Trăiam după poftă, trăiam după plăcere. Eram sub dominația sentimentelor. În momentul în care te întorci la Dumnezeu, creșterea spirituală are de-a face cu mintea. Cu mintea. Tu nu-ți trimiți copilul la școală ca să se simtă bine. Te-a făcut azi profesoara să te simți bine la limba română? Nu, asta nu întreb. Te interesează dacă copilul tău o învăța ceva? Dacă are ceva în carcasă? Dacă i-a rămas ceva acolo? Nu dacă se simte bine. Și acum transpunem lucrul acesta la biserică. Noi venim la adunare nu să ne... Bă, nu m-am simțit bine azi la adunare. Foarte bine! Care e problema? Că nu te-ai simțit bine azi la adunare. Care e treaba ta dacă n-am înțeles? El nu s-a simțit frustrat, zice că nu s-a simțit bine azi la adunare. Păi mă gândesc că dacă Domnul te-a confruntat și te-a chemat la pocăință, mă gândesc că nu te-ai fi simțit foarte bine. Amă, cine se simte bine când e confruntat? Scuză-mă, nu te-ai simțit bine. Foarte bine că nu te-ai simțit bine. Un lucru extraordinar că nu te-ai simțit bine. Nu m-am simțit bine. De ce? Că omul gândește în aceeași termen în care gândește omul mort în greșelile și în păcatele lui. El crede că toată lumea se învârte în jurul sentimentelor lui și el trebuie să se simtă bine. Să facă cineva să se simtă bine. Dom'le, de ce îl plătim pe ăla? Să zicem acolo să ne spună zâmbiți, frați și surori. Și uitați unul la alții, suntem aici în prezența Domnului, aleluia. Simțiți-vă bine în casa Domnului, totul e în regulă, totul e ok. Nu e așa. Nu e așa pentru că creșterea spirituală este ceva ce se adresează minții. Așa că, din nefericire, tragem concluzia că evanghelismul de astăzi promovează întâlniri experiențiale, sentimentale, extatice, exotice, fără minte. Lăsăm cuvântul lui Dumnezeu deoparte,
că avem noi de făcut acum o treabă puternică acum. Da? Și nu prea o găsim noi prin Biblie aici, așa că închidem cuvântul, avem noi niște experiență, niște întâlniri, niște experimentări a unor lucruri care n-au nimic de a face cu mintea noastră. Din contră, trebuie să vă decuplăm puțin mintea. Bă, că dacă v-ați vedea într-o poză cum vă comportați și cum vă purtați și cum vă manifestați, ați spune că sunteți nebuni. Așa că vă decuplați mintea și dați-i drumul liber. Asta nu e creștere spirituală. Asta poate să fie, în cel mai bun caz, o eliberare psihologică care îți face bine 10-15 minute până ajungi acasă. Și după aia ești tot tu. Nu s-a întâmplat absolut nimica. Creșterea spirituală este ceva ce se adresează minții noastre. A trăi după sentimente este dovadă de imaturitate, de copilărie. A trăi după convingeri, după credință, după cuvânt este dovadă de maturitate. Pentru că maturitatea depinde și este direct proporțională cu măsura în care mintea se dezvoltă. Sentimentele trebuie să fie niște sclavi care urmează convingerile noastre. Asta trebuie să fie sentimentele. Și este o trădare fantastică să lași cuvântul rațional al cuvântului și să te duci după sentimente. Este o trădare a cuvântului lui Dumnezeu. Și implicit este o trădare a lui Dumnezeu. Să lași cuvântul lui Dumnezeu și să faci în adunare ceea ce simți. În caz că cineva va asculta predica asta, nu o să-i dau numele, dar vorbeam despre, cu cineva despre show-ul din multe adunări și ziceau, întrebare, zice, unde să mă duc, domnule, să ascult și eu o muzică bună? Du-te unde vrei. Unde vrei tu, du-te? Ce treabă? Păi, vreau să aud o muzică bună, dar așa, sfințită, puțin cu apă sfințită pe ea, știți? Păi, du-te unde vrei. Ce treabă are asta cuvântul lui Dumnezeu? Ce treabă are asta? Adică, bă, dăm ceva să mă gâdile. Eu vreau să mă gâdi la biserică. Bă, gâdile-te unde vrei tu, nu la adunare. La adunare este un loc, în biserică este un loc în care ni se dă cuvântul lui Dumnezeu care ne ajută să progresăm spiritual, să ne maturizăm. Biserica este stâlpul și temelia bunelor sentimente. No, stâlpul și temelia adevărului. Adevărului. De aceea aici ni se dă laptele logic, laptele mental, laptele rațional, laptele rezonabil și curat al cuvântului lui Dumnezeu. Așa vine maturizarea. Nu prin gâdilarea sentimentelor. Vremurile din urmă, spune, vor fi oameni care vor da învățători după... Nu zice după convingeri, după poftele lor. Și vor gâdila să audă lucruri plăcute. Totul are de a face cu sentimentul. Și noi suntem o generație posedată, hedonistă, demonizată într-un fel de duhul acesta al sentimentalismului. Omul vrea să se simtă bine și plătește scump pentru a se simți bine. Dacă își găsește un predicator cu zâmbetul destul de larg, care are niște tehnici psihologice de manipulare foarte bine puse la punct și poate face pe oameni să se simtă bine, oamenii plătesc scump pentru treaba asta, să știți. Scump. Și să duc cârdu, mulțimile să duc, ca să se simtă bine. O reușit și o găsit pe cineva care îi face să se simtă bine. S-o maturiza spiritual? Ioc. E un născut din nou. Ce să maturizeze spiritual? Dar dacă se simte bine, treaba e bună. Mergem înainte. Așadar, pocăința, regenerarea, setea, cuvântul lui Dumnezeu. Al cincilea element spune aici să doriți laptele duhovnicesc și curat pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Mai este folosit termenul acesta creșteți în 2 Petru 3:18. Vedeți sensul în care îl folosește Petru. 2 Petru 3:18, unde spune să creșteți în harul și în cunoștința, în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este o malformație foarte gravă, spirituală, să crezi că nu mai trebuie să crești. M-am pocăit, m-am lăsat de una sau de alta, îs destul că îs mântuit. Slavă ție, Doamne, îs iertat de păcate, mulțamuți, merem la dospit în adunare, duminică de duminică, până a venit Domnul. Biblia nu spune așa. Ca niște pruni născuți de curând să doriți laptele duhovnicești curat pentru ca prin el să creșteți spre mântuire. Da? Cum am văzut deja în alte mesaje, există un eveniment trecut al mântuirii noastre, întoarcerea la Dumnezeu, cercetarea, pocăința, nașterea din nou. Există un progres al mântuirii noastre, să ducem mântuirea până la capăt. Și există o fază finală a mântuirii noastre, care este proslăvirea și care depinde de continuitatea creșterii noastre spirituale. Și în final,
Ultimul element a creșterii spirituale spune, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr ce bun este Domnul. Acum, trebuie să observați conexia pe care o face, legătura pe care o face Petru aici. El zice așa, să dorim, vom schimba termenii ca să aibă o legătură mai, poate mai clară. Să dorim cuvântul dacă am gustat ce bun este Domnul. Deci să doresc cuvântul dacă am gustat ce bun este Domnul. Deci dacă am gustat copilul, dacă a gustat prima dată laptele și i-a plăcut, după aceea dorește laptele în continuare, corect? El spune, dacă am gustat, dacă l-am gustat pe Domnul, voi dori cuvântul. Pe cum dacă l-am gustat pe Domnul, voi dori cuvântul? Pentru că pe Domnul găsesc în cuvânt. Pentru că pe Domnul, el zice să doriți laptele cuvântului dacă l-ați gustat pe Domnul. Cu alte cuvinte, condiția doririi cuvântului lui Dumnezeu este să-l fi gustat pe Domnul, ceea ce înseamnă că în cuvânt, doar în cuvânt îl găsesc pe Domnul. Păi de unde știu eu că într-o experiență nu m-am întâlnit cu altcineva? Și m-am întâlnit cu Domnul. Păi știu lucrul acesta după cuvântul lui Dumnezeu, că aici mi este revelat Dumnezeu, în cuvânt. Da? În cuvânt mi este revelat Dumnezeu. Printr-o concluzie absolut logică, rațională, obligatorie, putem spune că acolo unde este cuvântul lui Dumnezeu, este și Domnul. Unde nu este cuvântul lui Dumnezeu, nu este Domnul. Că eu îl gust pe Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu. Zice, găsim această încurajare pe care și-o dau frații și surorile în multe locuri, atunci când sunt mai puțin la adunare, unde sunt doi sau trei, zice, sunt numai doi în seara asta, asta e. Dar zice, unde sunt doi sau trei și eu în mijlocul lor. A? Nu știu. Vom vedea dacă o fi Domnul acolo. Nu e obligatoriu. Un semn al prezenței lui Dumnezeu în biserică este prioritatea cuvântului lui Dumnezeu. Eu vreau ca Dumnezeu să vină în adunare. Da? Eu vreau ca Dumnezeu să manifeste, ca Dumnezeu să lucreze. Trebuie să deschid cuvântul lui Dumnezeu prin care mă apropii de Dumnezeu, îl cunosc pe Dumnezeu, îl gust pe Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu depinde de cuvântul lui Dumnezeu. De cuvântul lui Dumnezeu. Deci se testează toate pretențiile astea. Prezența Domnului este în vremea în care noi trăim, este într-adevăr așa un fel de euforie din asta. Manifestarea prezenței lui Dumnezeu. Ta-na! Bă, s-o simți, zice, am simțit prezența lui Dumnezeu. Uite cum mi s-a făcut părul pe... Pa, mi s-a ridicat părul pe mâini. A fost prezența lui Dumnezeu acolo. Ce s-a predicat? Bă, nu mai țin minte. Fals. Bă, nu, seara asta nu a fost predicare, a fost mai mult închinare. A fost închinare. Fals. Zice, să doresc laptele dacă am gustat pe Domnul. Dacă l-am găsit pe Domnul în cuvânt și mi-a plăcut, mă voi duce din nou la cuvânt. Dacă nu am deschis cuvântul, nu l-am găsit pe Domnul prin cuvânt, nu mă voi duce la cuvânt. Dar observați lucrul acesta, cuvântul lui Dumnezeu nu este un scop în sine. Deci noi nu facem studiu biblic numai ca să ne umple capetele cu informații. Studiem, noi studiem. Noi suntem aia care studiem. Avem teorie. Noi știm pac-pac versete, știm să driblăm cu expresiile, știm să le explicăm la alții, să-i contrazicem, să facem dezbateri, să îi convingem. Noi suntem buni la treaba asta. Noi ne-am dezvoltat pe partea asta. Nu pentru asta e cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu pentru ce este? Cuvântul lui Dumnezeu este necesar să fie citit, cunoscut, studiat, medităm la el, îl memorăm. Pentru a ajunge la ceva, este o metodă cuvântul, nu este un scop în sine, nu este finalitatea cuvântul. Cuvântul este o metodă care ne duce la experimentarea lui Dumnezeu. Zice, dacă ați gustat, ce bun este Domnul. Dacă l-ați experimentat, gustul, a gustat ceva, aici este vorba despre o experiență. Are o conotație pur experimentală. Eu nu sunt împotriva experimentării lui Dumnezeu, ci sunt împotriva experimentării a altceva la care noi dăm eticheta Dumnezeu, pentru că n-a fost cuvântul lui Dumnezeu acolo. Eu sunt total pentru experimentarea lui Dumnezeu care este descrisă în cuvânt, nu al Dumnezeu. Că sunt mulți Dumnezei din ăștia falși. Dumnezeul experimentat în cuvânt. Dar ține minte lucrul acesta. Scopul cuvântului Dumnezeu este să ne ducă la o experimentare a lui Dumnezeu. La o gustare a lui Dumnezeu. Adică după ce s-a predicat, după ce ai studiat, după ce ai citit acasă, în devoțiunea ta personală, în studiul personal pe care l-ai făcut, ai ajuns să-L guști pe Dumnezeu cu sufletul tău. Ai ajuns să-L experimentezi pe Dumnezeu. Este această relație vie cu Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu?
Așadar, repet, scopul nu este să-mi umplu capul cu informații din Cuvântul lui Dumnezeu sau să-mi liniștesc conștiința în fiecare dimineață, am citit și eu Cuvântul lui Dumnezeu. Când o să spună fratele de la Amvon sau fratele păstor că ați citit Cuvântul, că dacă n-ați citit Cuvântul, treaba nu-i bună, eu o să zic și o să mă simt bine că și eu am citit Cuvântul. Nu, ăsta e scopul. Scopul este să-L fi gustat pe Dumnezeu de Cuvânt. Să spun, bă, frumos e Dumnezeu. Să am o reacție de uimire, să am o reacție de închinare, de laudă, de bucurie, să fie toată ființa mea cutremurată de Dumnezeu pe care l-am găsit prin cuvânt. Cuvântul este o metodă, nu este un scop. Cuvântul lui Dumnezeu reglementează și duce la o experiență autentică. În momentul în care am scos cuvântul, pot să am experiențe, dar nu sunt autentice. Dar repet, scopul este să ajung la Dumnezeu. Scopul este să ajung să-L experimentez pe Dumnezeu. Nu să cunosc despre Dumnezeu, să am informații despre Dumnezeu, ci să-L gust pe Dumnezeu. Să zic, bun este Domnul. Poate ați putea încerca testul ăsta. Să te duci să întrebi așa pe prietenii tăi, pe pocăiți. Bă, frate, tu ai gustat ce bun e Domnul? Ce e aia? Cum adică dacă am gustat ce bun e Domnul? Pentru că foarte mulți oameni nu au latura asta experimentală în relația lor cu Dumnezeu. Este o relație intelectuală cu Dumnezeu. Noi știm despre Dumnezeu. Credem că El a făcut aia. Întrebarea este dacă L-am gustat pe Dumnezeu. Dacă sufletul meu la propriu s-a pus ca în fața unui ospăț și la ospăț acolo este Dumnezeu. Și mă bucur de Dumnezeu. Mă bucur de Dumnezeu. Așadar, care e calea spre creștere? Pocăință, naștere din nou, sete, cuvântul lui Dumnezeu și gustarea Domnului. Gustarea Domnului. Cu alte cuvinte, care e hrana pe care o mâncăm noi ca să creștem spiritual? Hrana nu sunt doctrinele. Hrana este Dumnezeu. Dacă ați gustat, ce bun, este Domnul. Ce mă duce pe mine la creștere? De asta sunt împotriva la toate metodele astea psihologice, toți pașii ăștia care se dau mulți pași pentru o grămadă de lucruri. Mentalitatea asta pragmatică care pur și simplu posedă generația asta de credincioși. Pragmatism. Faci asta, rezultă asta. Ai scris codul ăsta, s-a ajunge la asta. Ai făcut asta, sigur s-a ajunge la rezultatul ăla. Nu. Petru spune, creșterea spirituală se face doar în relație cu Dumnezeu. Dumnezeu este scopul final. Dumnezeu este hrana noastră spirituală. Cunoscându-L pe Dumnezeu, creștem spiritual. Aceasta este responsabilitatea creșterii spirituale, personale, descrisă de Petru, prin metafora, imaginea aceasta a pruncilor. A doua imagine pe care o folosește el este imaginea pietrelor. Imaginea pietrelor. Imaginea pietrelor. Haideți să ne uităm și la imaginea aceasta. Spune el, de la versetul 4, apropiați-vă de el piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu și apropierea de Dumnezeu se face, asta e metoda creșterii, da? Apropierea de Dumnezeu, gustarea lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu, apropierea de Dumnezeu se face prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu pot să mă apropie de Dumnezeu în alt mod decât de Dumnezeu pe care îl cunosc și îl văd în cuvântul lui Dumnezeu. Asta e metoda creșterii, mă apropie de Dumnezeu. Care e modelul creșterii? Zice, și voi ca niște pietre vii și vedeți, vorbește la plural aici, sunteți zidiți. Zidirea se face am mai multor pietre împreună, puse împreună, da? Deci vorbește aici la a doua imagine, are conotații profund comunitare, sociale, din punct de vedere spiritual. Vorbește despre o creștere comună a noastră a tuturor. O creștere comună a noastră a tuturor. Deci metoda creșterii este apropierea de Domnul prin cuvânt. Modelul creșterii, exact cum o clădire este zidită prin pietre. Și uitați-vă care este mediul în care creștem noi. Zice aici așa. Și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă. Casa e compusă din mai multe pietre. Zidiți ca să fiți o casă. Noi folosim expresia asta, dar nu este tocmai nici sănătoasă și nici biblică. Că ne-am dus la casa Domnului. Scuzați-mă, asta nu e casa Domnului. Casa Domnului suntem noi. Noi suntem pietrele care compunem casa Domnului. Asta nu e casa Domnului. Asta este o clădire. Asta este clădirea adunării Sfânta Treime. Asta nu este casa Domnului. Casa Domnului suntem noi. Că el zice aici așa, auziți? Și voi ca niște pietre vii sunteți. Noi suntem zidiți ca să fim o casă duhovnicească. Noi suntem casa duhovnicească, da? Și atâta credincioși astăzi cred că pot să crească spiritual fără această casă. Nu? N-ai putea
frate, să stai în loc să vii duminică dimineață pe ploaia, să-și urâtă vreme foc. Plumburii așa, bacoviană. Te îmbraci, prunci, când o ieșit, nu știu ce s-a întâmplat, mai bine stăteai acasă, deschideai calculatorul și să alegeai ce slujbă religioasă vroiai tu din bisericile astea postmoderne, din lumea întreagă. Ce vroiai? Vrei în chineză, în franceză, în engleză? Ți alegeai ce vroiai tu. Te uitai la Credo TV, la Păstorul cel Bun. Ce ți-ai bătut tu drumul să vii până la adunare, frate? Nu era mai bine așa? Nu puteai acasă cu picioarele sus pe fotoliu, cu o cană de ceai lângă, nu altceva, da? Să stai și să te închini Domnului de acolo. Mai moți eu că te mai trezești, mai la o cântare, mai nu știu ce. Și ai fost la adunare. A? Nu se putea. Ce ziceți? E, cum nu? Zice, bă, ce slujbă a fost azi dimineață în Atlanta. Bă, ce repede te-ai întors din Atlanta. Când ai fost acolo așa repede, mă? Cum te-ai întors așa repede? Ce, ai venit cu ceva supersonic? Ce? Nu zice că m-am uitat, n-am putut să mă duc sau, am întârziat puțin, nu m-am mai dus, am stat și m-am uitat acolo, dar zice, a fost extraordinar, a vorbit un frate, a cântat, nu știu cine a făcut. Auzi ce spune aici, noi suntem zidiți în fața calculatorului uitându-ne la Păstorul cel Bun. Nu! Noi suntem zidiți, auziți, noi suntem zidiți ca niște pietre vii ca să fim o casă duhovnicească, să fim, toți împreună suntem o casă duhovnicească. Dumnezeu ne zidește fiind noi toți împreună, nu fiind separat. Eu nu zic că nu există un folos spiritual al lucrurilor pe care le pot consuma acasă, din cărți, din predici și așa mai departe. Ci spun că zidirea spirituală la propriu se face când noi suntem împreună. Casa duhovnicească nu este clădirea, casa duhovnicească suntem noi. Astăzi avem o sacralizare a clădirilor. Și mentalitatea asta a intrat și în evanghelist. Noi acum suntem la biserică, acolo e sacru, nu mă pot duce la biserică, că nu știu ce, că dacă am intrat acolo, nu știu cum, nu-i bine. Nu! Sacră este părtășia noastră, pentru că Dumnezeu o sfințește. Sacră nu este clădirea asta. În clădirea asta fac oamenii cine știe ce mizerii. Sacră este prezența lui Dumnezeu care se manifestă când se strâng frații și surorile ca o casă vie duhovnicească împreună. Acesta este primul element din mediul creșterii. Este o casă. Al doilea element din mediul creșterii este preoția. Auziți ce spune aici? Zice așa. Noi suntem zidiți ca o casă duhovnicească, o preoție sfântă. Și aici este distrusă separarea aceasta dintre preoți și restul lumii. Să știți că lucrul ăsta și între evanghelici. Ne plătim o, eu așa o numesc, o caracatiță din asta multifuncțională, care bagă tentaculele peste tot și face tot. E un geniu din ăsta manager, un geniu spiritual manager, care știe și poate să facă toate lucrurile. Dom'le, ne-am găsit unul din ăsta, nu mai avem treabă. Suntem liniștiți. Ne-am găsit popa popilor. Ăsta, la noi la evanghelici, mai ceva ca în religiile tradiționale. Ăștia își fac numai slujba lor, n-au niciun fel de treabă. Nu se ocupă, dom'le, de nimic altceva. Noi nu. Nu, domnule, nu. Ce să facă numai atâta? Că o predică pot să țin și eu. Ce mare lucru. Nu. Unul în ăsta care poate și știe să, multifuncțional, știe să facă absolut orice, domnule. Să descurc ca la orice, știe să facă absolut orice. Auzi ce spune Scriptura. Noi suntem zidiți toți. Voi sunteți toți ca niște pietre vii zidiți să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă. Noi suntem și casa, noi suntem și preoții. Este imaginea Vechiului Testament. Era un templu, erau preoți care aduceau jertfe. Astea sunt trei elemente. Templu, preoții și jertfe. Deci aici spune, suntem o casă duhovnicească, suntem o preoție sfântă și aducem jertfe. Noi le facem pe toate. Dar toți la un loc. Toți împreună. Nu un singur om care face lucrul acesta. Aici este distrusă mentalitatea asta clericală. Niște super profesioniști din ăștia spirituali, o elită super spirituală care face toate lucrurile. Și noi restul consumăm. Ca să ajungem la obezitate spirituală. Da? Ei slujesc, noi consumăm. Aici este distrusă ideea asta. Toți, spune Scriptura, că suntem preoți. Ești preot indiferent de funcția oficială care ți este dată în biserică. S-ar putea să se dea o funcție oficială în biserică pentru a se determina care e slujba ta sau treaba ta. Dar ești preot la propriu. Ești preot la propriu. Ai o responsabilitate de preot. Un preot, din punct de vedere biblic, este și mama, un preot este și un adolescent care e născut din nou. Un preot este oricine. Toți sunt preoți care sunt născuți din nou. De ce? Că toți fac o slujbă duhovnicească.
Toți fac o slujbă duhovnicească. Preot în casa lui Dumnezeu. Din punct de vedere biblic, este orice persoană născută din nou care are obligația înaintea lui Dumnezeu să slujească pe Dumnezeu. Orice persoană. Orice persoană. Toți sunt preoți. Toți sunt preoți aici. Deci în mediul creșterii avem această casă, avem această preoție și avem niște jertfe care să aduc. Hai să ne uităm la ce jertfe. La ce jertfe se referă Scriptura aici. Suntem niște pietre vii care sunteți zidiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți, ia ascultați, jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Jertfirea înseamnă o slujire, înseamnă o consumare. Să te duci să aduci jertfă înseamnă să consumi din ale tale, nu din ale altora. Dar vedeți, slujirea asta este aici la comun și să aduceți jertfe duhovnicești. Am o jertfă înaintea Domnului. Am o jertfă înaintea Domnului. Jertfirea în adunarea noului legământ este o jertfire care se face de către toți preoții. Toți contribuie la jertfirea aceea, la jertfa aceea, la slujirea aceea care se face. De aceea suntem chemați, când vorbește Scriptura de jertfă, ne arată că suntem chemați la slujire, nu la consumare. Apoi suntem chemați la o slujire comună, nu la abuzul ăsta a solourilor care se fac astăzi în adunări. Apropiu, serios. Deci, pentru mine lucrurile sunt foarte clare din punctul ăsta de vedere. Dom'le, dacă suntem un trup, tot trupul trebuie să participe la lucrul acesta. Tot trupul. Eu când mănânc sau când fac altă activitate, pun mâna asta la treabă. Dom'le, tot trupul e concentrat acolo. Mă ancorez în picioare ca să fac ceva, mă uit cu ochii acolo, ascult. Dom'le, tot fiecare mușchi din mine, fiecare fibră e concentrată la o activitate pe care o face în mod principal, poate mâna. Dar totul e conectat acolo, este o slujire comună. Nu mâna să ia într-o zi și să duce singură. Eu vreau să am un sol, mâna. Și tot câte un mădular din mine, eu vreau nu știu ce să fac. Nu este așa. Tot trupul este angrenat în această slujire. Tot trupul este, textul vorbește despre o lucrare comună făcută de credincioși în această casă duhovnicească. Nu o separare. Nu o separare. Apoi vedeți că suntem chemați la o slujire duhovnicească. Aici e pneumaticosul ăla. Duhovnicească. Duhovnicescul ăsta este opus la orice altceva. Duhovnicescul este ceva de natură spirituală. Ceva care duce la o creștere spirituală. Că despre asta vorbește. Suntem zidiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, ca să aducem jertfe duhovnicești. Creșterea se face, e foarte interesant, creșterea se face slujind, nu consumând. Foarte interesant lucrul acesta. Creșterea se face slujind, nu consumând. Asta spune textul aici. Noi suntem o casă duhovnicească toți, suntem preoți toți și toți ne punem să slujim. Așa suntem zidiți. Așa suntem zidiți. Suntem zidiți în momentul în care dăruim, în care consumăm din noi, în care dăm celorlalți. În care dăm celorlalți. Dar vedeți aici activismul. Orice e opus duhovnicescului, activismul nu zidește pe nimeni. Activismul nu zidește pe nimeni. Dar facem activități pentru că așa dăm senzația că suntem vii. Aia nu zidește pe nimeni. Gâdilarea simțului estetic. Prin muzică, prin închinare, prin nu știu ce alt lucru, satisface, mă duc la adunare să mi se satisfacă gusturile mele rafinate. Am niște gusturi așa rafinate, vreau să aud o muzică de operă. Domnule zice, altfel să te duci la adunare să auzi o muzică din asta de orchestră bine pregătită. Cum să te duci să n-asculți? Nu se poate așa ceva, nu are cum, domnule. Eu nu zic că nu-i frumoasă, nu mă înțelegeți greșit. Eu nu zic că muzica de operă, muzica de nu mai știu care, multe tipuri de muzică, nu sunt frumoase. Sau că nu sunt bune. Eu nu asta spun. Eu spun un singur lucru. Domnule, e un test foarte simplu. Ascultați-mă, e un test fundamental. E un test fundamental. Domnule, îi lucrul ăla care se face acolo duhovnicesc? Să scoatem din calcul dacă e în Biblie sau nu e în Biblie. Să scoatem asta din calcul dacă e închinarea care e cerută în Biblie. Scoatem, să spunem că nu, Biblia nu vorbește despre asta. Eu cred că vorbește. Dar să spunem că nu vorbește despre asta. Întrebarea este, să luăm pragmatic, domnule, te zidește spiritual treaba aia? Te pun, uite, să aduc aici 1000 de oameni care cântă la cea mai bună orchestră. Spune-mi cu ce te zidi spiritual. Ți-o plăcut, ți-o plăcut, dar te-o zidi spiritual. Măi, eu nu zic că nu ți-o plăcut. Dar scopul pentru care există această casă duhovnicească, în care sunt preoți care fac slujbe duhovnicești, nu este să satisfacă gusturile mele rafinate din punct de vedere muzical. Nu este să-mi gâdile urechile, nu este să mă simt bine, nu este să-mi placă,
Nu ăsta e scopul. Scopul adunării este să facă o slujbă duhovnicească. Să atingă sufletul. În lumea asta se fac foarte multe activități bune, bune, dar care nu sunt spirituale, nu sunt duhovnicești. Și de asta nu sunt treaba adunării, sunt treaba altcuiva, dar nu a adunării. Adunarea este o casă duhovnicească care face slujiri duhovnicești. Duhovnicești. Tot ce nu este duhovnicesc, din start, trebuie scos afară. Trebuie scos afară, fără niciun fel de discuție. Pentru că asta este slujba adunării, pentru asta există adunarea. Și omul zice, mă, dar nu am putea să avem 5 în 1. Și puțin cuvânt, acum trebuie să tai o leacă din cuvânt, nu? Și puțin cuvânt, și puțină muzică bună, și un discurs din ăla, și unul care știe să facă niște glumițe, și o leacă de voie bună, și una alta de mai mișcă, de mai... Bă, bun, puțin fum dacă se poate, nu mult, dar puțin la început, așa, niște lumini din astea mai interesante. Bă, le ai pe toate acolo. Nu trebuie să ne mai uiți nici la toate panoramele astea, ai totul dat cu apă sfințită, frumos. Adunările noastre, domnule, îți tot ce vrei, multifuncțional, găsești acolo ce vrei. Vrei fum? Ai fum. Vrei muzică? Ai muzică. Vrei beculețe? Vrei brizbrizuri? Vrei? Doamne, ce vrei? Îți dăm ce vrei tu. Nu trebuie să te duci să faci Crăciunul undeva, Anul Nou în altă parte. Noi le băgăm pe toate aici, domnule. Satisfacem orice dorința ta, suntem pregătiți așa de bine să satisfacem toate dorințele voastre. Nu pentru asta e adunarea. Activitatea adunării trebuie să fie așa de simplă încât să poată fi redusă la un singur lucru. Biserica face slujbe duhovnicești care zidesc sufletul meu, nu care satisfac gusturile mele, gusturile mele estetice, gusturile mele rafinate și așa mai departe. Ăsta nu e locul în care să ne arătăm în fața altora pentru ce știm noi să facem, ce am învățat să facem și așa mai departe. Este un loc în care trebuie să aibă loc o zidire sufletească. Vedeți așadar, prima metaforă se referă la o creștere spirituală, maturizare spirituală personală, a doua metaforă se referă la o maturizare care are loc în public, în adunare. Așadar, maturizarea asta se face prin Domnul Iisus Hristos. Dar din nou, Petru ne arată că pentru a se face maturizarea asta prin Domnul Iisus Hristos trebuie să existe o mântuire. Maturizarea depinde de mântuire. Pentru că, vedeți, el schimbă puțin subiectul, deși este același subiect, și spune așa, versetul 6, că ce este scris în Scriptură, iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului aleasă scumpă și cine se încrede în el nu va fi dat de rușine. Cinstea aceasta este dar pentru voi care ați crezut. Și el duce din nou discuția la mântuire. Dom'le, biserica este lăsată pentru maturizarea în Domnul Iisus Hristos, dar pentru ca să fii maturizat în Domnul Iisus Hristos, trebuie să fii mântuit. Este scris în Scriptură. Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului. Cine este piatra asta din capul unghiului? Domnul Iisus Hristos, dar ne arată poziția pietrei care este crucială. Clădirea asta duhovnicească, biserica, stă în Domnul nostru Iisus Hristos. De asta nicio adunare n-ar trebui să se simtă așa de văduvită că pleacă nu știu cine sau vine nu știu cine. Dacă o plecat ăla, parcă o plecat Duhul Sfânt de acolo. Nici vorbe de așa ceva. Adunarea adevărată este o adunare care are piatra din capul unghiului pe Domnul Iisus Hristos. Niciun păstor nu este capul adunării. Deși multe adunări vorbesc așa despre păstori, pentru că chiar așa se întâmplă acolo. Dar în adunarea Domnului Iisus Hristos, capul, piatra din capul unghiului este Domnul Iisus Hristos. Pe mine mă oripilează la propriu. Adunările în care se votează cuvântul lui Dumnezeu. Fie că se votează în adunările generale, fie că se votează, hai să votăm un lucru care e clar din mine. Fraților, cine e de acord cu asta? Cine ești tu, bă, tată, să spui tu în biserica lui Hristos dacă tu ești de acord cu cuvântul lui Dumnezeu? Cine sunt eu? Pot să fiu eu? Cine o fi? Pot eu să fiu un temeietor și plantator la 1000 de biserici? Cine sunt eu să-i pun pe oameni să spun, hai să votez dacă fac asta din Biblie? Cui votez eu Biblia? Votez eu ce inspirat Duhul Sfânt? Votez eu lucrurile în casa lui Dumnezeu? Faci ce vrei în casa la tine, în casa lui Dumnezeu. Piatra din capul unghiului sau căpetenia, capul, Domnul Bisericii, este Domnul Iisus Hristos. Asta e poziția principală, esențială a acestei pietre, Domnul Iisus Hristos. Aici ne trebuie o doză foarte serioasă de smerenie. Să spunem, mă, Hristos ce vrea în casa lui? În situația asta, în situația cealaltă. Nu ce vreau eu. Că nu sunt eu piatra din capul unghiului. Eu sunt o altă piatră zidită acolo. Apoi ne arată nu doar poziția acestei pietre, ci prețul acestei pietre. Auziți ce spune? Iată că pun în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă și scumpă. Și apoi ne arată puterea acestei pietre. Cine crede în el, nu va fi dat de
rușine. Vedeți așadar că favorul este făcut dinspre Dumnezeu spre om. Dinspre Dumnezeu spre om. El vorbește despre maturizare spirituală și ca să arate cum ajungi la maturizarea asta spirituală, spune întâi că trebuie să fii mântuit. Și mântuirea se face observând poziția acestei pietre, prețul acestei pietre, puterea acestei pietre. Asta e față de credincioși. Față de necredincioși, spune așa, dar pentru cei necredincioși, piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie în capul unghiului. Observați acest contrast, refuzul uman, că a fost lepădat de zidari Domnului Iisus Hristos, de învățătorii religioși a vremii, și ridicarea divină, ce contrast, refuzul uman și ridicarea divină, a fost ridicat în capul unghiului. În cel mai înalt punct, da? În punctul crucial. Zidarii știu despre ce este vorba aici, da? Uitați poziția acestei pietre, scrie aici așa. Hristos este o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Din nou, Petru vorbește despre maturizarea care are loc în biserică, în casa duhovnicească, cu preoți duhovnicești, cu slujbe duhovnicești și spune, ajungi la treaba asta dacă ești mântuit. Și prezintă mântuirea din două puncte de vedere. Punctul de vedere a credincioșilor și a necredincioșilor. La necredincioși spune că Domnul Iisus este o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Domnul Iisus nu este doar mântuitor. Deci trebuie să ne scoate din calcul imaginea aceasta distorsionată despre Domnul Iisus Hristos. Că este doar mântuitor. Domnul Iisus Hristos, auziți ce este? Este o piatră de poticnire, o stâncă de cădere. Față de Domnul Iisus Hristos nu poți fi neutru. Ori crezi în El și nu ești dat de rușine nici acum, nici în veșnicie. Ori nu crezi în El și El este pentru tine o piatră de poticnire, o stâncă de cădere. Nu poți să fii neutru. Nu poți. Este un lucru foarte serios de transmis oamenilor necredincioși. Aici este o porțiune de text profund evanghelistică. Necredincioșii trebuie să știe. Dacă Hristos pentru tine nu este o stâncă pe care să stai, o stâncă tare, Hristos este pentru tine o piatră de poticnire. Hristos este pentru tine ceva care te distruge, ceva care te lovește, ceva care te face pulbere. Sunt doar variantele astea două. Asta e poziția lui Hristos. Hristos nu e doar mântuitor, ci și distrugător. Și apoi ne arată pedepsirea acestor oameni. O piatră de poticnire, o stâncă de cădere, ei se lovesc de ea. Nu pot ocoli. Pe Domnul Iisus Hristos nu o să-L poți ocoli niciodată. Trebuie să hotărăști ceva în privința Lui. Crezi sau nu crezi? Da, există această pedeapsă datorită necredinței. Nu poți fi neutru. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul. Deci tot pasajul și toată epistola lui Petru într-un fel gravitează în jurul cuvântului. Creșterea spirituală este prin cuvânt. Mântuirea este prin cuvânt. Maturizarea este prin cuvânt. Întoarcerea la Dumnezeu este prin cuvânt. Pedepsirea necredincioșilor este datorită reacției acestor oameni față de cuvânt. Acum, dacă eu nu am prezentat niciodată cuvântul necredincioșilor și nu știu ce e cuvântul, n-au auzit cuvântul în viața lor. N-au auzit cuvântul în viața lor. Nu se poate împlini într-un fel cuvântul ăsta cu privire la ei, nu? Ei în cuvânt trebuie să audă despre Hristosul care, dacă nu cred în El, devine pentru ei o piatră de poticnire și o stâncă de cădere. Și în final, auziți ce spune asta, ce spune cuvântul aici. Ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Și aici s-o aprind toate beculețile roșii, nu? Da. Și unii zic, mă, trebuie să citim niște comentarii aici, că e gravă treaba. Nu? Oare ce o însemna, ia auziți aici, vezi ce taină aici, ascultat. Hristos este pentru ei o piatră de poticnire și o stâncă de cădere, primul lucru. Doi, ei se lovesc de ea, fiindcă n-au crezut cuvântul. Trei, la aceasta sunt rânduiți. Nu? Ce o zice comentariul? Ce taină aici, cum adică la aceasta sunt rânduiți? Mă, nu poate Dumnezeu. Cum Dumnezeu? Pentru ce Dumnezeu să te rânduiască pe tine la mântuire și pe altul să rânduiască la mânie? Ce Dumnezeu e ăsta care te rânduiește pe tine la mântuire și pe altul la mânie? Știți ce Dumnezeu? Un Dumnezeu suveran. Dumnezeu nu va trimite pe nimeni în iad pentru că a hotărât să se ducă în iad. Dumnezeu va trimite în iad pe oameni pentru că n-au primit cuvântul. Există un plan al lui Dumnezeu dinainte? Există un plan al lui Dumnezeu înainte. Dar motivul pedepsirii unui om este necredința, neprimirea cuvântului. Neprimirea cuvântului.
Există un plan al lui Dumnezeu din spate și din punctul meu de vedere, eu nu am absolut nimic ca ce să explic eu cuvântul lui Dumnezeu și să ofer câteva sute de note de subsol la un simplu termen. Care nu spune, la aceasta le-a fost permis. Asta le-a fost permis să nu creadă cuvântul, ca voință liberă să nu creadă cuvântul. Spune Dumnezeu, asta a fost rânduit, domnule. Nu crezi cuvântul lui Dumnezeu, stâncă de cădere, piatră de potignire, lovire totală. Pedepsire. Asta e rânduiala lui Dumnezeu. Rânduiala lui Dumnezeu este ca cine crede în Fiul să aibă viața veșnică pentru totdeauna, cine nu crede în Fiul să se lovească de Domnul Iisus Hristos, să fie pentru el o stâncă de cădere și o piatră de potignire. Asta e rânduiala lui Dumnezeu. Îți place? Nu-ți place? Asta e rânduiala lui Dumnezeu. Este un lucru care trebuie să mă smerească, care trebuie să mă smerească și să-mi dea încredere într-un plan al lui Dumnezeu stabilit, care mă face să am siguranță. Care mă face să am siguranță. Dacă Dumnezeu ar fi lăsat lucrurile în voia sorții, la voia întâmplării, așa să meargă, ne-ar fi convenit. Vezi oamenii care spun, nu-mi place treaba asta, nu-mi place. Cu rânduiala, cu planul, nu-mi place treaba asta. Ți-ar fi plăcut să trăiești într-un univers care era la voia sorții? Să spună Dumnezeu, fii atent, eu când vâr ceasul, îi dau drumul și la final vedem ce o ieși. Eu până la final nu mă bag. Nu mă bag, e lumea voastră, faceți voi cum. Și la urmă să vină Dumnezeu, trage cortina. Ce-o făcut ăștia pe pământ, mă, frate? Ia să vedem, l-a căutat pe aici. Ui, vă mântui pe aici. Tu parchiești tu, pă, cum ești la balanță? Rău, stai. Pe aici, bă, cam puțin pe aici. Și să culeagă ce-o fi rămas pe pământ, în care Dumnezeu nu-i. Vă întreb, ce siguranță ați avea trăind pe pământul acesta? Ce bucurie ați avea? Ce încredere? Ce lipsă de teamă? Cum ați merge pe pământul ăsta știind că lumea e lăsată la voia întâmplării și la liberul arbitru al omului? Scriptura spune că este din veșnicie un plan al lui Dumnezeu. Așadar, în încheiere, astăzi am văzut din cuvântul lui Dumnezeu responsabilitatea progresului sau creșterii spirituale prin această metaforă a pruncilor, în care fundamentală este setea spirituală, care vine din pocăință și din nașterea din nou. Setea spirituală. Și dacă nu avem setea asta spirituală, soluția este să ne pocăim. Sau dacă nu avem setea asta spirituală, soluția este să experimentăm această naștere din nou care dă această sete spirituală. Dă această sete spirituală. Și apoi arată creșterea aceasta vine prin cuvânt și în cuvânt este descoperit Dumnezeu. Este o experimentare a lui Dumnezeu. Apoi ne arată prin a doua imagine, imaginea pietrelor, că noi ne maturizăm nu doar din punct de vedere personal, prin cuvântul lui Dumnezeu, ci ne maturizăm și public, în comunitate. Nu putem să fim despărțiți de comunitate. Asta spune Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Da? Metoda creșterii este când ne apropiem de Dumnezeu prin cuvânt, în biserică, la fel să slujește prin cuvânt. Modelul creșterii este aceasta unei clădiri care e zidită prin pietre. Mediul creșterii este descris prin aceste trei elemente. O casă, o preoție și niște jerfe. Toate sunt spirituale. Este o slujire a tuturor, indiferent de funcția fiecăruia, este o slujire cu o conotație și o natură pur spirituală. Dar, Petru spune, pentru a exista maturizarea asta prin Domnul Iisus Hristos, trebuie să existe o mântuire. Și într-un fel textul se încheie evanghelistic, prezintă două categorii de oameni. Mă, ca să ajungem la maturizare, sunt două categorii de oameni în față care trebuie să fie întâi mântuiți pentru a fi maturizați. Hai cum să fie maturizat cineva care nu e mântuit. Și alternativele astea sunt. Crezi în Domnul Iisus Hristos, în piatra din capul unghiului și niciodată nu vei fi dat de rușine? Sau, varianta a doua, nu crezi, te lovești de el și îți dau o veste proastă pentru tine. La aceasta ai fost rânduit. Astea sunt variantele. Și chemarea pentru fiecare dintre noi este să ne apropiem de această piatră vie prin cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajute să creștem spiritual, atât personal cât și în comunitatea credincioșilor. Amin.